Cunoaște, visează, iubește. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Cunoaște, visează, iubește. Ce anume faceți aici? Este un aparat care lucrează atât celulita, dar și centimetri. Putem obține ori orice în centimetri, ori o ameliorare a celulitei. Ați măsurat-o pe doamna înainte să se suie pe pat, ca să vedem dacă chiar se realizează o scădere în centimetri? Nu am măsurat-o, pentru că la dânsa lucrăm celulita și nu are sens să o măsurăm. Doar o să vedem o diferență a aspectului pielii. O să fie mult îmbunătățit. Dumneavoastră vedeți foarte multe corpuri. Credeți că aceste tratamente de salon ar trebui, hai să spunem, întărite și de mișcare în aer liber, de sport sau de altceva, sau e suficient să vii la salon să slăbești? Nu, ideal este să le combinăm, atât sportul, cât și dieta și tratamentele, pentru că dacă facem tratamente și slăbim, pielea o să devină un pic mai netonică, mai flască, și atunci trebuie să lucrăm și la sală pentru a menține tonusul pielii, o să lucrăm și cu tratamente pentru a îmbunătăți aspectul pielii și a combate celulita, și va trebui să ne și o dietă pentru a ajunge să slăbim și în kilograme, nu doar în centimetri. Recomandați și produse pentru acasă. Există creme care prelungesc aceste tratamente care se fac la salon? Da, automat, sunt și creme pentru folosirea acasă. De asemenea, se recomandă după un tratament să fie folosite aceste ședințe ca întreținere, odată la o lună, la trei luni, depinde de ce tratament folosim. Și, bineînțeles, creme de hidratare automat sau de tonifiere, în funcție de cât de flască este tenul cu care lucrăm. Pacienta simte vreo durere? Că văd că e ceva muncă acolo, e o presiune destul de mare. Da, din cauza vacuumului este această mișcare a pielii. Simte o căldură foarte mare care este pătrunsă în corp. Aceasta este senzația pe care. Dar fără durere? Fără durere foarte mare, doar un pic. Este prima oară când încercați un tratament anticelulitic de tipul acesta? Da, m-au convins, mi se pare un aparat foarte bun, dat fiind că cuprinde atât de multe funcții într-o singură chestie și chiar am vrut să-l încerc. Sper să rezultatele să fie pe măsură. V-ați făcut un calcul față de alte antrenamente sau masajul anticelulitic, de exemplu, este mai avantajos, sau că până la urmă noi femeile trebuie mereu să schimbăm programul, să derutăm celulita, să derutăm grăsimea, să scăpăm de ele în mod maxim de eficient? Da, este adevărat că vorbind cu domnișoara mi-a spus că sunt suficiente 4 ședințe, deci ca și bani sigur e mult mai avantajos. Asta nu exclude viitoare împachetări sau masaje pentru întreținere, dar pentru a scăpa de celulită, da. Vă simțiți confortabil aici în mijlocul mall-ului cu atâția oameni care se uită la dumneavoastră? Sincer, încerc să fac abstracții și să mă relaxez, pentru că e plăcut. Bine, relaxare plăcută, pa!